Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise În cadrul acestei frumoase campanii Învățăturile Maestrilor Spirituali Este alături de noi Alexandru Răducanu, fondator Canal 33, realizator TV, trainer Și mulțumim din suflet pentru că și-a făcut timp Timpului și o spun cu toată asumarea și cu toată sinceritatea timpului este foarte prețios pentru că este un om foarte activ și foarte, foarte ocupat, prins în foarte, foarte multe proiecte. Deci îi mulțumim la Alexandru Ducanu. Eu vreau să vă reamintesc de această frumoasă campanie, Învățăturile maștilor Spirituali, desfășurată pe site-ul editurii Herald. Foarte multe cărți despre maestrii spirituali. De asemenea, toate înregistrările, toate materialele, interviurile cu invitații noștri speciale le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii și pe canalul de YouTube. Chiar vorbeam înainte de, de acest interviu, apropo de sincronicități, despre faptul că, uite, nimic nu este întâmplător. Astăzi, 2 octombrie 2020, sărbătorim. 151 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, care s-a născut pe 2 octombrie 1869 în provincia Porbandar din, din India. Numele de Mahatma i-a fost dat de poetul indian Rabindranath Tagore. Deci, 151 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi. Voi recomanda, așa cum o fac de obicei și o carte în materialul nostru este vorba despre o carte foarte dragă mie Mahatma Gandhi o viață legendară biografia lui Mahatma Gandhi scrisă de Romero celebrul scriitor Romerola. o carte publicată în colecția autobiografia. Alexandru Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Revenind la, la subiectul nostru și vom mai aminti, vom mai puncta pe aici, pe acolo despre importanța covârșitoare a personalității lui Mahatma Gandhi în ceea ce privește promovarea non-violenței, Promovarea unor valori de viață, a unor principii, a unor virtuți extraordinare care ne marchează și astăzi, iubirea, compasiunea, și întotdeauna am spus: am un fel de top 3 al celor mai puternice, mai pregnante personalități care au marcat până la urmă istoria omenirii și mai ales a ultimelor decenii. Este vorba despre Mahatma Gandhi, Dalai Lama. Și uh, Maica Tereza, care știm foarte mult, toți trei știm cât de mult uh, au contribuit la promovarea uh, binelui, a empatiei, a compasiunii în, uh, în lume. Întorcându-ne la uh, calea Maestrului Spiritual, să definim uh, într-un cadru general și apoi într-un cadru mai restrâns, mai specific, ce este un Maestru Spiritual. Aceasta am putea o numi uh, călăuză, ghid spiritual, îndrumător, cum ne ajută el în momentul în care noi ne hotărâm sau suntem hotărâți sau suntem mai degrabă pregătiți să pornim pe o cale spirituală. Pentru că se spune că maestrul spiritual nu apare așa oarecum întâmplător în viața discipolului a ucenicului, a învățăcelului și faptul că maestru, nu ucenicul caută un maestru spiritual, ci procesul este exact invers. Maestru spiritual apare în viața discipolului când acesta este pregătit. Este un principiu al rezonanței, Sorin. Acum, eu nu mă pot compara și nici nu încerc să mă compar cu erudiția pe care tu ai în acest domeniu. Te consider cel mai erudit realizator de conținut în acest domeniu, deci nu o să încerc să dau niște definiții formale. Însă, în înțelegerea mea, un maestru spiritual este uh, o personalitate spirituală, un om care a lucrat cu el însuși, a ajuns la un anumit grad de uh, înțelegere, uh, la un nivel de conștiință și este capabil din acest nivel de conștiință să reprezinte o inspirație și în același timp o forță care să dea putere discipolilor să își depășească condiția să facă progrese pe calea spirituală și este o persoană care walk the talk, care a dovedit prin viața lui că practică lucrurile pe care le promovează. Nu cred că poți să forțezi Integrarea în viața unui maestru și niciun maestru nu cred că poate să ia cu japca, ca să spun așa, discipoli. Pur și simplu este o întâlnire, este o corespondență, cred că, așa cum se spune în vorba românească, cum e trucul și pistolul, fiecare discipol își merită maestru și fiecare maestru își merită discipolii. Tu uh, ții cursuri pe lângă implicarea în activitatea și în buna desfășurare a stației TV Canal 33 și este un efort pentru care eu îți trimit în gând, îți trimit recunoștință. Sunt niște eforturi extraordinare acolo. Dar mă gândesc, ai simțit vreodată, pentru că am urmărit mesajele și postările tale, ai simțit vreodată, e mult spus și sunt convins că ești un om foarte, foarte modest și foarte discret, poate prea discret. Ai simțit vreodată că poți fi, dacă nu maestru spiritual, că e mult spus să spunem, dar că poți fi un soi de călăuză, de ghid spiritual. Pentru oamenii care își pun cumva uh, încrederea, mintea și sufletul în brațele, în brațele tale, uh, tu ai primit foarte multe, foarte multe răspunsuri uh, uh, și de la telespectatori pentru emisiuni, dar și de la, de la cursanți, de la cei cu care faci cursuri. Da, până Gândesc acum. am... simți treaba asta? Până acum am lucrat, Sorin, cu aproximativ 1000 de oameni în diverse cursuri. Unii au făcut doar un curs, alții au făcut mai multe cursuri din portofoliul meu, dar să spunem că am lucrat cu vreo 1000 de oameni în mod direct în cursurile mele, cursurile mele fiind cursuri preponderent online. Așa au fost dintotdeauna, nu datorită pandemiei, însă mai există și momente offline. Cum a fost o tabără de o săptămână pe care am făcut-o în Bucegi în această vară sau excursia inițiatică din Egipt, din care tocmai m-am întors. Deci există și niște uh, uh, situații de lucru uh, în prezența uh, fizică a mea și a cursanților. Dar cursurile mele ca bază sunt uh, la distanță. Acestea fiind spuse, am lucrat cu vreo mie de oameni ca să avem uh, un univers. Și am primit, sigur, destul de multe feedback-uri. Uh, Rar au fost persoane care să fie, nu știu, nemulțumite să-mi trans, să transmită că cumva și-au pierdut timpul și banii, să spunem, la cursurile mele. În general, oamenii sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de ceea ce au, au primit. Am primit dăpuri încurajatoare. Însă, raportat la ceea ce m-ai întrebat tu a fost cumva o călătorie și a mea, în deasumare, cumva. La început mi se părea cumva absurdă ideea de a mă considera un maestru. Nici acum nu mă consider un maestru, dar am început să mă simt mai bine și să-mi asum mai mult ideea de călăuză și de facilitator. E o progresie pe care o am de un an și jumătate, de când țin aceste cursuri. Eu preocupându-mă de spiritualitate cam de 27 de ani. Am început în 1993, când eram foarte tânăr, aveam vreo 18 ani. Și în urmă cu un an și jumătate am început aceste cursuri și la început a fost o chestiune foarte timidă, așa, din partea mea și a fost un proces de asumare a acestui rol și am ajuns într-un punct în care să-mi asum, dar ține și de cât de mult am lucrat eu cu mine. Adică eu am lucrat cu mine în toți ăștia 27 de ani, dar de când țin cursuri am lucrat la pătrat. Odată în activitatea propriu-zisă de predare și al doilea de a lucra cu mine ca să pot să susțin aceste cursuri practica mea personală. Și atunci, accelerând foarte mult ceea ce am lucrat în ultimul an și jumătate, știi, este ca și cum tu faci sport de o viață, dar nu te consideri sportiv, dar după un an și jumătate în care intri într-un cantonament continuu, încep cumva să te simți mai în largul tău cu această chestie. Încă nu ești, știu și eu, un campion, dar te simți mai relaxat în a-ți că, ok, ești acolo în liga respectivă de lucruri mai profesionale, mai serioase. Pentru că pomenei de spiritualitate și pentru că cred că, cred că ești în asentimentul meu că există o o ofertă foarte, foarte generoasă de, de spiritualitate pe, pe, pe piață. Da, așa este. Uh, e, e, e sub ofert. Da. Uh, și făceam uh, niște glumițe, să spunem, cu interlocutorii, cu uh, invitații din uh, materialele anterioare: uh, că există așa un soi de ofertă all inclusive de spiritualitate. cum, 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 cum adică ea. Vin și de acolo, un fel de bufet suedez. Dacă nu mă înșel, George Petre sau chiar Gabriel Manolache, prietenul nostru drag. Venise cu ideea asta de bufet suedez. Ei de acolo, ei de acolo, ei de acolo, ei de acolo și e așa. O... E, cum? Adică adică să iei de la mai mulți facilitatori sau. Da, sau din mai multe tradiții. Sau din mai okay. multe okay. tradiții, okay. da okay. pentru că uh, vezi, există această. Hai să-i spunem, pe de o parte, avem partea asta de New Age, foarte multe lucruri și legate de spiritualitate care țin de un anumit nivel vibrațional, energetic, Reiki, bioenergie și așa mai departe. Sunt foarte multe denumiri și nu stăm acum să le, să le denumim pe toate. Iar pe de altă parte, există tradiții milenare de 2000, 3000, 5000 de ani, da? care vin din înțelepciunea străveche din Egipt din China, din India, din Tibet, din Japonia, budismul zen, budismul tantric tibetan, taoismul, tantra, yoga, foarte multe. Cum facem în momentul în care pornim pe, pe acest drum al desăvârșirii, să-i spunem, sper să nu fie un cuvânt prea pretențios, dar al desăvârșirii sau al evoluției spirituale, cum facem să realizăm această delimitare între ceea ce este autentic, da? Conform unei tradiții de mii de ani, uh, un maestru autentic, și pentru că în ultimul timp foarte mult am vorbit de el, îmi vine în minte în numele lui Ramana Maharishi. Uh, și de partea cealaltă, hai să spunem niște oameni care sau niște uh, uh, maestri spirituali unde. Câteodată ai tendința de a pune ghilimele la cuvântul maestru, da? pentru că s-ar putea să aibă niște scopuri pecuniare, financiare, materiale, să nu trăiască în smerenie, în modestie, în discreție, să-și dorească cumva să epateze, să iasă în evidență. Sau chiar mai rău, această... rău Sorin. Există și cazuri de oameni care folosesc acest domeniu și această pârghie pentru diverse scopuri destul de rău intenționată, să Oculte. spun. Adică, nu, nu neapărat. Adică pot să fie, am întâlnit fel și fel. Adică aud, oamenii mai dau feedback-uri. Și aud lucruri care chiar mă prevoltă, mă îngrijorează. Adică e, e o uh, paletă largă de oameni, de interese, pentru că până la urmă e vorba de caracterul omului. Știi, a, a fi în domeniul ăsta al spiritualității este ca și cum deții o formă de putere. Însă puterea în sine este un element neutru, este o energie neutră. Depinde caracterul omului care o deține și o folosește. Poți să o folosești uh, în scopuri foarte pozitive, cum sunt banii, de exemplu. Mai nu sunt buni sau răi. Depinde de omul care are și ce face cu el. Poate să, cu ei, poate să facă lucruri foarte bune pentru el și pentru alți oameni, sau, din potrivă, poate să-i folosească niște scopuri chiar nocive, dăunătoare, malițioase și așa mai departe. Așa e și în domeniul ăsta. Deci, paleta este foarte largă. În primul și în primul rând, ține de un anumit discernământ spiritual. Care este o trăsătură a Sufletului, a Spiritului, este greu de explicat în cuvinte. Însă, undeva la un nivel intuitiv, dacă ne ascultăm Sufletul, Sufletul nostru ne spune dacă este ceva autentic acolo, sau dacă este ceva jucat, mimat, e un rol în care cineva intră cu anumite interese de imagine, financiare și așa mai departe. Deci, asta e o chestie de a-ți asculta undeva o voce interioară. Pentru că la un anumit nivel al ființei noastre, la nivelul subconștientului, noi știm adevărul despre omul ăla. Chiar dacă la nivelul conștiinței nu știm, da? Avem un anumit sentiment. Avem un sentiment de liniște, de pace, de uh, expansiune când suntem în fața adevărului și avem o strângere de inimă undeva, dacă e ceva în regulă acolo. Chiar dacă rațional ne negăm poate această chestiune, că spunem, uite, omul ăsta ce CV are, ce imagine, câți elevi și așa mai departe. Deci, aș spune să încerce omul, oamenii să-și asculte mai mult vocea sufletului, când aleg o persoană sau o tradiție pe care să o urmeze, o practică. Al doilea, dacă vorbim de persoane, este să se uite în viața concretă a omului respectiv. Pentru că nu aș, deci, nu aș vrea să duc lucrurile la, un, la o extremă, pentru că sunt mai nuanțate și fiecare uh, viață este un caz particular. Dar dacă eu, de exemplu, am trecut prin cinci divorțuri, parcă totuși nu s-ar cădea să dau lecții despre uh, relații de cuplu. Chiar dacă pot să zic, am acumulat foarte multă experiență în cele cinci mariaje și șoate, dar parcă totuși, adică cumva trebuie să te uiți să vezi că există o coerență între viața omului și uh, despre ce el vorbește. Dacă uh, eu uh, mă cărpesc uh, cu banii de la o lună la alta, nu, parcă n-aș avea căderea să învăț oamenii oamenii cum să devină milionari sau Cursul de abundență financiară. Ad adică, uh, trebuie cumva să te uiți în viața omului respectiv și să vezi că are niște realizări, ok, Poate că nu sunt eu în țiriac, dar să văd niște uh, elemente de reușită uh, în lumea asta antreprenorială, financiară, ca să uh, am uh, ceva de spus. că. Țin și eu cursuri pentru oamenii care, să spunem că sunt uh, sub nivelul meu și vor să ajung la nivelul meu sau peste. Uh, oamenii care sunt deja milionari învață de la miliardari și așa mai departe. Uh, dar... Asta e. Să te uiți la viața omului, la caracterul lui, la faptele lui, pentru că pomul se cunoaște după roade și omul după fapte. Și dacă vezi o aliniere între viața lui, valorile lui și ceea ce propovăduiește, ceea ce predă, atunci merită să iei uh, uh, în considerare, să urmezi acea practică sau acea uh, tradiție. Uh, pentru că pomeneam la începutul intervenției noastre de aniversarea 151 de ani de la nașterea lui <coughs> Mahatma Gandhi și ascultându-te pe tine, făceam această analogie, această legătură apropo de caracter. Cât de frumos este să te uiți la istoria de viață, aș putea spune, acestui mare om, Mahatma Gandhi, care a renunțat la o carieră bănoasă, la o carieră financiară, da? din postura de, de, de avocat, pentru a deveni uh, un lider, aș spune eu, și politic, dar și uh, spiritual. Și de asta câteodată, când vorbesc de Mahatma Gandhi, fac uh, legătura și cu Dalai Lama din aceeași postură pentru Tibet și pentru tibetani de uh, lider spiritual religios și lider, lider politic, care, dincolo de virtuțile pe care le propovăduiește în lume, are grijă și de poporul său, da? cum s-a luptat uite, Mahatma uite. pentru independența Indiei. De asta e și denumit părintele Indiei moderne. Mi-aduc aminte ceva care e mai degrabă la nivelul de proverb, așa, nu știu, la nivelul de legendă, nu știu dacă s-a întâmplat și în realitate, dar indiferent de adevărul istoric, cumva spune foarte multe despre Gandhi, să spune că la un moment dat, că erau oameni care așteptau un rând la el, erau mulți oameni care așteptau să fie primiți să vorbească. Și la un moment dat, una dintre persoane, o femeie, cred, îl întreabă ceva de genul dacă să înceteze să mai mănânce zahăr sau să înceteze să fumeze, ceva de genul ăsta, nu mai știu care dintre ele. Și Gandhi spune, vină peste o săptămână sau peste două săptămâni ca să-ți dau răspunsul. Și vine peste două săptămâni și spune, da, e bine să te lași de fumat sau de mâncat zahăr, nu mai știu care e acasă. Păi și nu puteai să-mi spui chestia asta de data trecută? Nu, că atunci eu încă mâncam sau fumam, a trebuit să mă las eu întâi. Puterea exemplului. Știi, apropo de, de. work the talk, știi? Mi se pare proverbială, cumva. Da, și legat și de caracter, și de imagine, iarăși, foarte mult. Știm foarte bine Gandhi avea și o vestimentație extrem de, de modestă. Și. Acel port tradițional al lor. Exact, și chiar se spune că avea acea, nici nu știu cum să o numesc, haină din din uh, in sau din, uh, din pânză uh, albă pe care de altfel uh, chiar el, uh, chiar el și-a și și țesut-o. Uh, mi se pare un exemplu extraordinar de modestie, de uh, nu știu, bun simț, de discreție și cred că nu am folosit exagerat, sper, nu am folosit exagerat cuvântul uh, smerenie. Dar vezi că în cazul Indiei a funcționat treaba asta cu non-violența. De exemplu, în cazul Tibetului nu a funcționat. Așa că să vedem două exemple în paralel, pentru că ai menționat și pe Dalai Lama. Da, da, da. Erau și niște uh, mici contexte diferite, contexte socio-culturale și contexte uh, istorice. Uh, probabil că China cu Tibetul a fost puțin mai agresivă decât a fost Anglia cu, cu, cu India. Pentru că, până la urmă, poporul indian nu doar, nu putem spune doar că a fost asuprit în măsura în care Mahatma Gandhi a luptat pentru independența poporului, pentru libertate, dar a venit și cu niște avantaje, da, avantajele lumii occidentale, Modern, da? moderne, exact, care au fost transferate lumii indiene. Cât de importante sunt, sau cât de importantă este înțelepciunea pe care noi o găsim în cărți referitoare la uh, Maeștrii spiritual. Pentru că mulți probabil mai mergem în uh, ritrituri da? Prin aceste țări, mai mult sau mai puțin exotice, poate nu chiar la îndemâna oricui, China, Tibet, India și așa mai departe. Uh, poate nu toți. Reușim să ajungem, dacă nu aproape, măcar așa într-un perimetru, în preajma unui maestru spiritual, și fără să vorbim cu el să ne încărcăm, să ne încărcăm de energia lui. Și uite, pentru cei care suntem la mii de kilometri de departare de un maestru uh, spiritual, atunci când acesta nu vine în România să, ține, să țină conferințe, beneficiem de înțelepciunea din, uh, din cărți. Cât de importantă este? Mi se pare fundamentală, Sorin. Cartea este acolo cu tine, în primul rând că ea, chiar și fizic, material, încorporează o parte din energia maestrului, are o amprentă energetică. Pentru persoanele uh, sensibile, poate fi chiar un mijloc de conectare cu maestrul respectiv la un nivel subtil, indiferent dacă el mai este sau nu în viață. Deci, cumva, poate constitui un fel de cod de acces, să spunem la personalitatea maestrului respectiv și poți prelua și la un nivel, să spunem, subtil o parte din cunoașterea lui prin această conectare și apoi este un mișto prin care așezat, în care poți în timpul tău, în ritmul tău să prelucrezi acea informație. Eu apreciez foarte mult cărțile și le consider un instrument extrem de puternic și care va rămâne întotdeauna. Că pot cărțile să ia forme moderne, să spunem, eu folosesc destul de mult acum Kindle-ul, de exemplu, ca mijloc, pentru că îmi este mult mai simplu să citesc cărți din străinătate în felul acesta, mai ales acum cu perioada pandemiei. Am, de exemplu, niște comenzi lansate pe celebrul site de prin aprilie sau mai care n-au ajuns fizic. În schimb, pe Kindle se descarcă instantaneu și poți să le citești, cu toate că plăcerea de a avea cartea fizică tare e mult mai mare. Eu mai și lucrez pe cărți, mai subliniez, mai fac notații și așa mai departe pe cartea fizică. Dar, indiferent de forma în care este cartea acum, o consider un instrument extrem de util. În acest uh, volum biografic uh, despre Mahatma Gandhi, uh, Romero la aduce un tribut imaginii și luptei lui Mahatma, omul care, așa cum spuneam puțin mai devreme, a renunțat la o carieră bănoasă în avocatură și va ajunge să mobilizeze numeroasa populație a Indiei împotriva xenofobiei și a nedreptăților săvârșite de imperiul uh, britanic. Romain Roland descrie cu afecțiune personalitatea lui Gandhi, punând accent pe credința acestuia în hinduism, lipsa de fanatism și de orgoliu, pe modestia lui, apropo de ce discutam puțin mai devreme, pe contrastele pe care a reușit să le împace atât de bine. Eroul Indiei, un om cult, școlit în Anglia, admirator al lui Tolstoi, traducător al operelor lui Platon, dar, totodată, Mahatma Gandhi și-a iubit fără rezerve cultura și religia. Indiană. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Alexandru Răducanu, fondator Canal 33, realizator TV, trainer despre calea maestrului spiritual în cadrul acestei campanii online învățăturile maestrilor Spiritual desfășurată pe site-ul editurii Herald pentru că se împlinesc 151 de ani de la nașterea în 1869 a lui Mahatma Gandhi. Am pomenit și despre Mahatma Gandhi și această frumoasă carte publicată în colecția autobiografia a editurii Herald. Este de fapt un volum biografic scris de Romero la. Încă o dată, mulțumiri foarte mari, mulțumiri din suflet lui Alexandru Răducanu. Noi, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!